Bună, dragii mei, eu sunt Violet și ca de obicei vă invit să meșteșugărim împreună. Bună, cei care sunt abonați deja și salut și celor care sunt în trecere pe canalul meu. Dacă sunteți doar în trecere, totuși nu uitați să vă abonați pentru că aici noi avem un canal despre hobby-uri timp liber, în care învățăm să croșetăm, să tricotăm anumite chestii. Sunt foarte multe tutoriale, sfaturi, idei și alte trucuri și șmecherii pe care le puteți folosi în activitățile voastre handmade. Și chiar dacă nu vă ocupați cu așa ceva, poate vă face plăcere să vedeți ceva drăguț, frumos, făcut de mânuțele noastre. Ok, nu uitați să vă abonați, este butonul roșu de dedesubt și să dați like dacă vă plac astfel de videouri. Eu astăzi vă invit la un tutorial foarte simplu. Este vorba despre un fular cu franjuri, zic eu, un fular cu franjuri. Iar pentru asta o să folosim ața jersey de la Cartopu. Este 80% acril și 20% lână, dar pentru fular eu vă recomand să folosiți combinații de lână cu ceva. De ce? Pentru că lână în general înțeapă, iar zona asta a gâtului este destul de sensibilă și de asta este bine să luați în considerare acest aspect și să vă alegeți o ață cu mai puțină lână, adică să aibă totuși și ceva în amestec. În cazul de față avem acril. Andrelele pe care le voi folosi eu vor fi numărul 6. Nouă, producătorul ne indică aici că putem folosi 5 sau 6. Eu am ales să folosesc 6 pentru că vreau ca acest fular să fie mai aerat, mai ușor, mai, nu știu, mai pufos, să zic așa. Și atunci optez pentru andrelele mai mari, da? Cu numărul mai mare. De asemenea, vă repet de nenumărate ori, eu am și un videoclip separat pe tema asta. O să vă las eu linkul undeva în colțul de sus. Nu uitați să vă faceți mostre, adică luați-vă pe andrele, nu știu, 20-30 de ochiuri și încercați să testați modelul pe care vreți să-l faceți. De ce este bine să faceți asta? Pentru ca să evitați acele momente în care voi încărcați deja pe andrele tot lucru, faceți o porțiune destul de mare și după aia vi se pare că nu este ok sau nu vă place sau nu se așează așa cum v-ați gândit voi. De aceea e bine să vă faceți o mică bucățică, da, la care nu tăiați firul, pentru că după asta o să o desfaceți pur și simplu, astfel încât să vedeți cam cum se așează etc, da? Pentru acest fular, vedeți, eu am testat aici și model de frunze și un rând pe față, unul pe dos, un elastic cu mai multe feluri de modele pe aici și am ajuns până la urmă la acest model pe care o să-l folosim și noi astăzi în fularul nostru. De ce? Pentru că îmi place că se vede bine și pe față și pe spate, da? Acest model. Acum, pentru fulare țin să fac această mențiune că este foarte important să vă alegeți un model de tricotat care să meargă, în ce sens, să se vadă frumos, da? Și de o parte și de alta, pentru că știți că fularul îl înfășurați în jurul gâtului sau vi-l puneți pe cap și poate să mai răsucește, poate se întoarce și atunci e mai bine să se vadă frumos și de o parte și de alta. Mie îmi place foarte mult cum se vede și pe partea asta și pe partea asta. Și atunci am ales acest model. Eu aici am 20 de ochiuri încărcate, am făcut un test și am observat că din 20 de ochiuri îmi reiese cam 11 cm, da? Asta este lejeritatea cu care tricotez eu. Voi, dacă tricotați mai strâns, aceste mărimi pot să difere, da? De ce? Poate să vă iasă vouă, de exemplu, din 20 de ochiuri, să vă iasă bucata mai îngustă sau mai lată, depinde cât de lejer tricotați voi. Fiecare are altă... Nu o să iasă la nimeni la fel, asta vă spun. Sigur că niciodată nu iese la fel decât cu mare excepții, da? Acest model, eu i-am făcut schema aici ca să o fie mai simplu, da? Primul rând se tricotează ochiuri pe față, iar în al doilea rând tricotăm, alternăm ochiurile, deci facem unul pe dos, unul pe față, etc. În al treilea rând iarăși repetăm rândurile pe față.
și tot așa până la finalul fularului nostru. Pentru acest fular eu am două gheme pe care vreau să le folosesc în întregime, de aceea nu știu cât o să iasă lungimea, atât o să iasă, dragii mei, măsurăm la final. Dar ca și lățime, eu mi-am calculat că mi-ar fi ok în jur de 30-30 și ceva de centimetri și atunci cred că 69 de ochiuri ar fi ok pentru lățimea dorită de mine. De obicei, mostrele se și spală și se usucă, ca să vedeți cum se comportă ața după spălare și uscare. Eu, știind cam cum reacționează acrilul cu lână, n-am spălat mostra și plus că având doar două gheme, n-am vrut să îmi pierd această porțiune cu mov, care îmi place cel mai mult în acest gem, da? Este o combinație de mov, crem, bej, culoarea untului și puțin lila. Și atunci n-am mai spălat-o, dar fiind vorba de fular, eu cred că o să fie ok, da? Nu este cazul când e vorba de lucrări mai complicate, mai complexe, da, e bine să vă și spălați mostrele. Dar când e vorba de ceva mai banal, așa să zic, sau mai simplu de făcut, este ok să faceți mostra doar cu modelul, să nu mai spălați. Asta, din punctul meu de vedere, dacă vreți să faceți asta, puteți să faceți, nu vă oprește nimeni. Și acum să trecem la treabă. Eu o să încep cu papiota asta pentru că începe cu gri, mă rog, bej, un griș, greș, bej, așa. Pentru că așa vreau să arate și fularul meu. Uitați că am fularul, ar trebui să arate ceva de genul ăsta, cum este pe etichetă desenat, dar vedem ce ne iese. Și o să încărcăm pe Andrele 69 de ochiuri. Eu v-am mai spus că pentru fiecare ochi îmi las cam un centimetru de fir, deci undeva vreo 70-80 de centimetri cu un pic de rezervă. O să-mi las firul mai scurt. Punem Andrelele în două și încărcăm ochiurile. Vă mai arăt odată, eu v-am mai arătat de multe ori, dar vă mai arăt pentru că este un tutorial pentru începători, da? Deci aveți firul petrecut pe degetul mare, firul scurt, iar firul lung care vine din gem este pe degetul arătător. Da? Andrele le țineți așa, după care îndoiți mâna, da? Pac! Sința celor de ceasornic. Treceți andrelele prin bucla formată aici și trageți firul din spate, da? Încă o dată. Ați îndoit degetul, treceți prin firul de dedesubt și trageți firul din spate, da? Haideți și voi, după mine, repetați până adunați pe andrelele voastre 69 de ochiuri, da, dragii mei? După ce ați încărcat cele 69 de ochiuri pe Andrele, o să legați firele astea între ele, da? Faceți un nod simplu, după care o să începem să tricotăm. Scoatem una dintre Andrele de aici. Mie mi-este mai ușor să fac așa, să le trag pe fir, după care să scot una dintre Andrele. Ok, și aveți cele 69 de ochiuri pe andrele, da? Pe firul andrelelor și acum începem primul rând, da? A nu se confunda primul șir de ochiuri încărcate cu primul rând, da? Nu este același lucru, deci abia acum începe orice model, din momentul în care aveți deja ochiuri pe andrele, da? Astfel încât când, în momentul în care citiți schemele, să fiți atenți la acest aspect, da? Primul rând abia acum urmează și după cum vă spuneam, primul rând, conform schemei noastre, va fi alcătuit din ochiuri pe față, iar al doilea, ochiuri alternative, da? Unul pe față, unul pe dos. Și o să începem prin a tricota ochiurile pe față. Eu am să vă arăt cum se face lucrul acesta din același motive spuse mai devreme, că acest canal este unul pentru începători și atunci arătăm fiecare pas, da? Deci primul rând îl vom face din ochiuri pe față, adică prin peretele din spatele ochiului, introducem mandraua și tragem firul, da?
astfel încât executăm un ochi pe față și așa până la finalul rândului, da? Toate cele 69 de ochiuri. După ce am executat primul rând, vedeți că automat produsul nostru s-a lățit, da? Să nu vă inducă niciodată în eroare prima dată când încărcați ochiurile pe Andrele, acestea vi se vor părea mai înguste în lucru, dar în momentul în care lucrați deja primul rând, se vede că s-a întins tot șirul nostru de ochiuri mai mult. Și acum întoarcem andrelele și lucrăm al doilea rând. Al doilea rând îl vom face conform schemei noastre, da? Primul ochi pe dos, dar cum v-am spus de nenumărate ori, primul ochi nu se lucrează, îl vom lua pur și simplu pe Andra, fără să-l lucrăm, da? Al doilea ochi este pe față și o să-l lucrăm ca atare. O să-l luăm din spate, tragem firul spre față, da? Și va fi un ochi pe față. Următorul va fi pe dos, da? El este la noi deja pe dos, o să rămână ca atare. Iarăși față, dos, da? Acum firul nostru este destul de deschis și suprafața noastră pe care tricotăm este la fel de deschisă. Ia să facem noi așa. Ia, nu e mai bine? Vă mai arăt o dată. Deci, un ochi pe față. Da? Unul pe dos. Da? Și așa lucrați până la finalul rândului. Da? Alternați ochiurile între ele. Am ajuns la finalul celui de-al doilea rând, da? Asta este partea din spate a florului nostru sau de pe față, cum vreți voi să-l folosiți. Acum din nou întoarcem andrelele și în al treilea rând repetăm, începem de la început cum ar veni. Toate ochiurile le facem pe față, când le întoarcem, facem unul pe dos, unul pe față și tot așa, da? Și continuați așa individual, iar noi o să ne revedem în momentul în care o să ajungem în punctul în care o să se termine ața din primul gem și o să vă arăt eu cum legați, da, următorul fir. Din nou, primul nu se tricotează, da? Vă repet. Și atunci eu o să vă arăt exact cum conectați cele două fire și o să vă și explic cum să le ascundeți în împletitură ulterior, da? Capetele. Ei, acum nu prea vă dați seama de mare lucru, dar pe parcurs ce lucrul vostru o să devină din ce în ce mai înalt, o să vedeți exact același model, o să apară ca și aici, da? E același model. Da? Ok. Ne revedem după primul game. Dragii mei, eu am terminat, după cum vorbeam mai devreme, de tricotat primul game, da? Și vroiam să vă arăt cum uniți firele, da? În momentul în care terminați un game și vreți să începeți al doilea game și în același timp cum se ascund aceste fire în tricotajul vostru. Ce vreau să vă spun că în prezent fularul meu a ajuns să aibă 102 cm, da? Ca să știți voi așa, în cazul în care vreți să faceți doar dintr-un singur game, puteți să faceți mai puține ochiuri, să zicem chiar și la jumătate, da? Și atunci o să aveți o lungime dublă, da? Presupun că dacă faceți doar jumătate din ochiurile acestui fular, o să vă iasă 2 metri de fular, dar doar dintr-un singur gem. Dar pentru că eu am optat pentru această lățime, am ajuns la 1 metru și 2 cm, ceea ce mă bucură pentru că, într-adevăr, mi-l doresc să fie foarte, foarte lung. Și acum să vă arăt cum procedăm în momentul în care ni se termină firul.
întotdeauna și la fulare și la alte produse, eu vă recomand ca finalul firului să fie în capătul lucrului vostru. Este mai ușor ulterior să le ascundeți, da? Vedeți, în momentul în care aveți un fir care nu vă mai ajunge să faceți un rând, de exemplu o lungime, da, care nu vă ajunge, o lăsați așa, indiferent de cât vă rămâne, ca să zic așa. Oricum, va rămâne mai puțin decât cantitatea necesară pentru un rând complet. Și atunci, ce facem? Haideți să-l desfacem ca să vă arăt ce facem în continuare. Vedeți, la mine a ajuns în capătul din stânga, mă rog, firul. Și acum vă arăt cum procedăm. Acest fir îl lăsați așa, da? Nu-i faceți nimic. Luați firul din ghemul celălalt, din următorul, cum ar veni. După cum vă spuneam, această ață este secționată foarte bine și este gândită în așa fel încât să meargă fiecare ghem în continuarea celuilalt. Și atunci vedeți că noi am terminat cu mov închis și celălalt ghem începe cu mov închis, ceea ce nu ne poate decât să ne bucure, da? Și voi ce faceți? Lăsați un din al doilea ghem, lăsați cam o distanță de vreo 10 cm, da, de fir, aproximativ, ca să fie, să vă fie mai ușor să îl țineți de el, da? Așa. Eu îl țin așa cu degetul mare. Primul fir, ca de obicei, îl scoatem pur și simplu, dar cu grijă, da? Ca să nu scoatem firul de aici. Iar ulterior, noi tricotăm cu acest fir, cu al doilea fir, da? Deci noi îl încărcăm, hai să dăm mai aproape, așa. Al doilea ochi, noi deja îl luăm cu, îl tricotăm cu firul din al doilea ghem, da? Așa. Și cu acest fir vă continuați cu grijă, pentru că primele ochiuri sunt destul de sensibile, să nu trageți firul din greșeală. Tricotați în continuare fularul vostru, da? Așa se procedează și, după cum vă spuneam, și pentru alte obiecte. Este aceeași metodă, mai ales când este vorba de fire mai groase, da? Și acum ce facem, dragii mei? Eu o să tricotez în continuare fularul meu, mai tricotez câteva rânduri și vă arăt ce se întâmplă cu aceste fire, da? Ce facem cu ele. Vedeți, aici au rămas două fire. Spor la treabă în continuare, ne revedem imediat. Dragii mei, după ce am tricotat mai multe rânduri, vreau să vă arăt cum ascundem aceste fire, capete care au rămas în urma colecțiunii celor două cheme. Și vom avea nevoie de o croșetă, un număr al croșetei care să fie potrivit pentru firul cu care tricotăm noi, un acșoață la culoare sau, mă rog, să fie aproximativ. Eu am luat-o un pic diferită ca să pot să vă arăt mai exact ce fac aici, și o foarfecă, da? Bineînțeles că această operațiune puteți să o faceți și după ce terminați fularul, nu este nicio problemă, dar eu aleg să o fac acum ca să nu-mi rămână la final prea multe capete sau prea multe chestii de ascuns, știți? Mai bine facem pe bucățele decât să lăsăm la final toate aceste operațiuni. Ok, și cum o să procedăm în continuare? O să legăm cele două fire, da? Dar atenție, o să tragem puțin de ele, nu foarte tare, ca să nu vă încrețiți lucrul vostru, da? Atâta cât să fie întins ok tricotajul vostru, și le legăm între ele, da? Legăm cele două fire cu un nod, ok? Și mai facem încă unul pentru siguranța noastră, da? Mai facem un nod și legăm, și acum tragem mai tare, da? Ca să se lege acel nod, să se lege bine. O să tai surplusul de ață, nu știu, las o bucățică mai mică de o parte și de alta. Ok. După care
o să ascundem cele două fire în marginea noastră tricotată în felul următor. Da? O să ne ghidăm după linia acelor ochiurilor de pe margine și practic o să înfășurăm ața noastră în jurul ochiurilor de pe margine. Da? O să tragem frumos firul așa printre ele. O să-l ascundem. Da? Cu cel de sus o să faceți aceeași operațiune. Acum când ați ajuns la capătul firului, da? Trageți un pic de margine ca să rămână totuși elastică și vedeți în momentul unde aveți voi firul, prindeți-l puțin undeva, hai să-l scot de aici ca să vă arăt mai bine și să vedeți mai clar, da? Eu o să cos puțin firul ăsta de acest nod, da? De cel mai apropiat nod pe care l-am eu aici, ca să nu iasă, da? O să-l prind aici foarte bine, să nu... În același timp, ața cu care coasem noi o să se ducă în firul mai gros, adică în firul cu care tricotăm. Ea o să intre, dacă trageți de ea foarte bine, o să intre în plătitură și nu o să fie vizibilă deloc, decât dacă o să vă uitați cu lupa la acest obiect. Da? Așa. Și după ce am prins puțin firul aici, o să-l tăiem. Și o să tăiem și acest surplus. Da? O să tăiem bucățica asta până la cusătura. Ok? Nici nu se observă, trebuie să vă uitați foarte atent ca să vedeți unde am ascuns acel fir. Iar cu firul de sus o să facem aceeași operațiune, adică al doilea fir, o să-l tragem în partea de sus și o să-l prind aici în nodul celălalt. Da? Atenție să nu uitați să faceți nod și la ața asta cu care coaseți, ca să nu iasă ulterior din cusătură, da? Și o să prindem și celălalt fir aici, astfel încât ne rămasă aici o codiță, o să tai. Hop, așa, vezi că am tras cu totul de apă. Astfel încât să nu se vadă, da? Eu cred că ați înțeles ideea. Cât cos eu aici, o să vă povestesc ce facem în continuare. O să tricotăm cea de-a doua papiotă, da, până la final. Voi, dacă v-ați ales să faceți acest fular dintr-o singură papiotă, vă opriți aici și treceți imediat la partea cu închiderea. Dar eu mai am o papiotă și vreau să o tricotez. Ok, continuăm, după cum vă spuneam, cu cea de-a doua papiotă. Iar... în momentul în care eu o să ajung la ultima, haideți să mut așa camera, la ultima culoare de aici din ghem, o să mă opresc. De ce? Pentru că ultima secțiune vreau să o folosesc pentru franjuri, da? Deci lungimea care ne rămâne o să o folosesc pe toată pentru franjuri și presupun că este acel crem deschis cu care a și început fularul nostru. Adică cred că ăsta este, da? Un bej gris, da? Spor la treabă în continuare, noi ne revedem la final unde o să vă arăt cum închidem fularul și cum facem franjurile. Dragii mei, am terminat de tricotat cele două gheme, îmi păstrez cam, nu știu, aproximativ cât or fi aici, nu știu câte grame, 50 de grame poate, de ață pentru franjuri. Acum urmează să vă arăt cum închidem fularul nostru și după aceea facem și franjurile. Pentru închiderea acestui fular o să folosim metoda simplă de închidere, cea clasică, cum îi zic eu. O să mut camera mai aproape să vă arăt cum se face asta. Tricotăm două ochiuri împreună, da? Întotdeauna tricotăm două ochiuri împreună. Vedeți că în urma tricotărilor rezultă un singur ochi. Îl mutăm înapoi pe Andreea și din nou tricotăm două ochiuri împreună, da?
și tot așa până la capătul rândului, da? Întotdeauna mutați cercul pe Andra, din nou le tricotați împreună. Mutați cercul pe Andra, iarăși le tricotați împreună, da? Nu este nimic complicat. Vreau să vă spun că în prezent fularul meu măsoară cam 1,80 m. Cu siguranță că el după spălat se va mai lungi, pentru că eu o să-l usuc pe un umeraș, da, lăsând să se întindă și franjurile foarte bine și fularul, astfel încât cred eu că el va deveni și mai lung, ceea ce este foarte bine pentru un fular. Vedem la final care va fi lungimea lui, da? Deci terminăm de închis ochiurile, după care trecem la franjuri. Rămâneți cu ultimul ochi pe Andra, îl întoarceți înapoi pe Andra-ul din stânga, trageți firul prin ea, da? Și trageți cam cât e lungimea unui franj, după care îl tăiați. Da? Așa, poate să fie chiar și mai lung, pentru că noi ulterior o să le ajustăm pe toate să fie în același fel. Și uite așa, dragii mei, am terminat de închis fularul nostru, urmând să trecem la franjuri. Pentru franjuri o să aveți nevoie în primul rând de ață, da? Deci vă opriți voi cât considerați, nu știu, eu zic că aici sunt 50 de grame, nici nu-mi dau seama. Am luat-o și eu la ochi. O foarfecă, o croșetă și o agendă, o cărticică, orice aveți voi. Cărticica o alegeți în funcție de grosimea ei, da? Lățimea cărticelei. Cât de lată este cartea, atât o să vă iasă și lungimea franjurilor. O recomandare aici, alegeți-vă o agendă care să aibă, sau o cărticică care să aibă aici paginile din interior puțin adâncite, pentru că o să avem nevoie să tăiem de aici firul și ca să ne fie mai ușor să tăiem cu farfecă, da, să aveți puțin coperta mai lată decât cartea propriu-zisă. Acum, ce o să facem noi pentru franjuri? O să prindem firul aici, da, pe cărticică, eu chiar o să închid, o să-l închid în carte ca să țină, da? Nu e nicio problemă și o să înfășurăm franjurile pe cărticică. Încercați să le să trageți puțin de fir, da, să nu fie, să nu stea foarte larg și înfășurați în continuare unul după altul, da? Acest fir. Cu grijă și după cum vă spuneam, să fie totuși firul destul de întins. Mergeți așa până la capătul cărticelei. În momentul în care ajungeți la capăt, o să vă arăt și reluați până consumați tot firul. Eu o să folosesc tot acest fir și vedem cât de des o să-mi iasă nouă franjul, atâta o să-mi iasă, da? După ce ați terminat de înfășurat, țineți aici cu un deget de fir, de ultimul fir, și folosind foarfeca o să tăiați pe mijlocul acestei cărticele, da? Așa. Da? Deci, astea sunt franjurile voastre. O parte din ele. Nu am terminat chemul. O să mai înfășor probabil de câteva ori. Acum, pentru următoarea operațiune, pentru a atașa aceste franjuri la fular, după cum vă spuneam, o să avem nevoie de o croșetă și o să procedăm în felul următor. O să luați fiecare franj. Este o metodă mai migăloasă, dar nu există altă variantă. Îl puneți în două, da? După care
la marginea fularului, începeți cu primul ochi, da? Hai să vedem mai aproape. Un ochi. Introduceți aici în primul ochi croșeta voastră, da? Și practic trageți de îndoitura voastră de aici, da? Trageți acest franș prin ochi. După care le înnodați, da? Treceți cu croșeta, așa, și înnodați și trageți bine de franjul vostru ca să se fixeze foarte bine pe fular. Nu vă faceți griji pentru mici diferențe, pentru că ulterior noi o să le îndreptăm aceste franjuri și o să iasă, o să iasă toate la aceeași distanță. Din nou, am pus franjul în două și mergem la al doilea ochi. Iarăși introducem croșeta în ochiul nostru, da? Tragem de franj, după care din nou îl înnodăm. Da? Mai avem un frânjișor aici, cum să-i zic. Și repetați această operațiune până la finalul fularului. Ulterior, dacă mie o să-mi rămână ață după ce o să fac ambele părți, eu o să mai introduc pe aici câte un franj, dar mai trag câte un fir de prin mijloc ca să fie ele mai dese. Dar în principal asta este operațiunea. Dacă vă convine să rămână așa fularul, puteți să lăsați așa, o să văd și eu la final. Dacă îmi rămân, în funcție de cât ață îmi rămâne din ghem, totul este relativ, ca să spun așa, da? Ok, dragile mele, eu sper că acest tutorial a fost unul explicit. Urmează să facem așa, terminăm de atașat franjurile, după care o să lăsați acest fular la înmuiat în apă cu balsam de rufe, cam vreo 10-15 minute. Ulterior, nu îl stoarceți, ci îl limpeziți cu apă curată, da? Nu îl stoarceți și lăsați să se scurgă. Puneți acest fular pe un umeraș, da? Pe acea bară a umerașului și lăsați-l să se scurgă și să se întindă foarte bine toate aceste franjuri, da? Iar ulterior revenim și vă arăt cum să le îndreptați, arate toate drepte și facem procedura finală de îndreptare a acestui fular. Dacă vedeți că la noi puțin aici se răsucește, dacă ulterior spălării nu se îndreaptă, o să vă arăt eu cum faceți în așa fel încât aceste margini să se îndrepte, da? Pentru a îndrepta franjul o să aveți nevoie de o carte mai groasă, da? Ca să fie mai ușor să tăiați, eu am ales Dicționarul Universal al Limbii Române. Și acum, ce o să facem noi? O să, pentru că nu este suficient de lată acest dicționar pe cât este fularul meu, eu o să-l pun în două, da? Deci l-am îndreptat în două. Îndreptăm foarte bine toate aceste franjuri, da? Așa, o să le îndreptăm. Așa. Ok. Vedeți că deja se văd că nu sunt toate la același nivel. Ok. După ce le-am pieptănat foarte bine pe această carte, o să folosim o linie. Da? Eu le-am pus, vedeți, pe marginea cărții este cam cel mai scurt fir de franj, da? Cam asta este lungimea dorită. Sau puteți să măsurați cu centimetru, să zicem că uite, aici avem 10 cm de franjuri. Ok, acum ce facem? O să punem linia așa pe marginea cărții, da? Și pentru a îndrepta, eu o să folosesc o foarfecă mai mare ca să ne fie mai ușor să tăiem, da? Nu asta mică de croitorie, ci o foarfecă mai mare ca să aibă lama mai lungă, pentru că este mai ușor să tăiem. Eu o să întorc puțin cartea că mă încurcă ștativul și camera să tai. Deci am întors și o să tăiem pur și simplu toate aceste
resturi de franjuri, da? Așa. Perfect. Și vedeți că acum franjurile noastre sunt toate la același nivel și sunt drepte și frumoase. Dragii mei, ăsta a fost tutorialul de astăzi. Sper că v-a fost de folos și că o să vă faceți niște fulare superbe, asemănătoare celui pe care l-am făcut eu. Dacă el la mine încă se mai răsucește puțin, dar în cazul în care vă deranjează, pe mine nu mă deranjează chestia asta, dar totuși puteți să dați puțin cu fierul și cu abur, dar nu călcați fularul. În niciun caz să nu-l călcați pentru că o să-l stricați, ci puțin cu abur, da, de la fier, să dați pe el și să-l lăsați un pic să stea pe masă așa îndreptat. Și el o să se îndrepte foarte frumos, da? Cred că asta o să fac și eu. Un pic o să-l, uite, o să-l întorc așa, pe partea asta el se răsucește în interior, o să-l pun așa și un pic o să-l dau cu abur, da? Ok. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Cu cât suntem mai mulți, cu atât sunt mai motivată să vă fac alte tutoriale. Dați like dacă vă plac astfel de videouri și lăsați-mi neapărat comentarii și să-mi spuneți și voi dacă ați reușit să faceți ceva. Să-mi trimiteți și poze pe Facebook. Știți, eu vă las întotdeauna linkul meu de Facebook ca să puteți să-mi trimiteți poze cu lucrușoarele voastre. Mă bucură foarte mult că deja am primit niște poze cu lucruri făcute după tutorialele mele și vreau să vă spun că am fost în culmea fericirii să văd că cineva chiar le urmărește și cineva chiar execută aceste obiecte, bineînțeles cu oațele alese de fiecare și cu puțină inventivitate, dar este un proces de creație și chiar susțin să puneți și voi ceva de la voi acolo, măcar cât de puțin. Noi ne vedem în alte videoclipuri, eu vă pup și vă doresc o zi excelentă!